Președinții filialelor Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români se află zilele acestea la Constanța. Tinerii membri ai Consiliului Național ASCOR participă la mai multe sesiuni de lucru, precum și la activități recreative. Printre subiectele de pe ordinea de zi se numără stabilirea calendarului național de activități, posibilitatea reactivării ASCOR filiala Târgu Mureș și relația cu filiala ASCOR Chișinău, care și-a reluat activitatea în luna martie. Consiliul Național ASCOR, organizat zilele acestea la Constanța, a reușit să contureze anumite direcții pentru proiecte care se vor organiza în viitorul apropiat, dar s-au stabilit și unele directive pentru anul 2025, care va avea o importanță foarte mare în Patriarhia Română. Cu siguranță, fiecare participant va pleca acasă cu un bagaj de cunoștințe, atât practice cât și teoretice, și va reuși prin intermediul întâlnirilor la nivel local să împărtășească aceste proiecte, idei de inițiative sau gânduri pe care le-au afumațiile acestea cu voluntarii lor și împreună vor reuși să aducă un plus de bogăție activităților care se vor realiza la nivel local. Ne-am reînființat ca asociație și suntem onorați să fim astăzi aici la Consiliul Național, unde am legat prietenii noi și am primit frumoase colaborări, având în asociație tineri dornici de a împărtăși dragostea față de Dumnezeu cu restul lumii. În aceste zile s-au întâlnit liderii ASCOR din toată țara să pună planurile de activități pentru întreaga comunitate de tineri a Bisericii Ortodoxe Române. Avem nădejdea că Arhiepiscopia Tomisului în aceste zile este o gazdă bună și oferă un mediu cât mai bun pentru a se poate lua decizii cât mai importante pentru tinerii noștri și să însuflețească cât mai mult această comunitate a ASCOR-ului. Consiliul Național ASCOR se va încheia mâine, când tinerii vor participa la Sfânta Liturghie, oficiată la Biserica Sfinții Martiri de la Niculițel din Constanța.